Neața din nou. Ne așteaptă o zi plină de evenimente plăcute și surprinzătoare. Lucrurile tind să se rezolve de la sine grație lunii din semnul gemenilor în relație favorabilă cu Uranus din Berbec. Cele mai norocoase zodiale zilei sunt taurii și scorpionii. Berbec, ai toate șansele să te ocupi de mai multe lucruri în același timp. Te ajută mult atenția distributivă. Taur, ești agitat în permanență și nu-ți găsești starea de calm. Pentru a evita asumenarea, învață să te relaxezi. Gemeni, ești mai expresiv decât în mod normal și ți este imposibil să-ți ascunzi trăirile. Efervescența te descrie în totalitate. Rac, disimulezi cu ușurință atunci când vine vorba să-ți exprimi frământările. Fii sincer cu tine și cu ceilalți. Leu, ceea ce ți se întâmplă pe plan social îți poate schimba mentalitatea. Vei avea mai multă încredere în oameni. Fecioară, renunți cu ușurință astăzi la lucrurile care nu-ți mai aduc niciun beneficiu. Propuneți să realizezi ceva important. Balanța, trebuie să înveți ceva din tot ceea ce ți se întâmplă. Îți poți îmbogăți experiența de viață cu fiecare zi. Scorpion, tratezi provocările cu entuziasm pentru că știi că ești capabil. Acum ai șansa să o demonstrezi la scară largă. Săgetător, ai nevoie de confirmarea celorlalți pentru deciziile pe care le iei. Simți nevoia unei păreri obiective. Capricorn, vrei să experimentezi o varietate de lucruri și te plictisești cu mare ușurință. Apreciază și lucrurile mărunte. Vărsător, ți este imposibil să te plictisești astăzi. Ai parte de tot felul de întâmplări neobișnuite care te înveselesc. Pești, trebuie să te obișnuiești cu faptul că surprinzi cu ușurință toate schimbările din jurul tău. Nu le lăsa să te copleșească. Ne revedem în ultima parte a emisiunii cu horoscopul dragostei și al familiei.